Mai multe concursuri de angajare vor avea loc în perioada următoare la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Unitatea medicală angajează de la director medical până la asistent și brancardieri. Am luat decizie de a scoate la concurs posturile membrilor comitetului director. Vom începe cu postul de director medical și director de îngrijiri medicale și voi continua cu postul de director financiar contabil. Într-o primă fază, posturile de director medical și director de îngrijiri vor fi cele care vor fi scoase la concurs, astfel că până la finalul lunii aprilie vom avea director medical și director de îngrijiri medicale cu concurs. Posturile membrilor comitetului director nu au mai fost scoase la concurs din anul 2011, întrucât unitatea medicală a fost condusă până în urmă cu 2 luni de un manager interimar. Astfel și funcțiile de director medical, director de îngrijiri medicale și director financiar au fost ocupate tot prin interimat. Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pentru funcția de director medical se poate înscrie la concurs orice medic, fie că este specialist, fie că este medic primar și care să aibă o experiență de minim 2 ani. Pentru poziția de director de îngrijiri medicale pot participa asistenții medicali, absolvenți de post-liceală sanitară, care să aibă la fel o vechime de minim 2 ani, dar trebuie să fie obligatoriu asistenți medicali principali. De asemenea, la Spitalul Slatina încep și concursurile pentru cele 50 de posturi de asistenți medicali, infirmieri și brancardieri. Este vorba de un număr de 50 de posturi. Se află în derulare aceste concursuri, încep deja probele de săptămâna viitoare. Și vreau să vă asigur că aceste concursuri vor avea loc în condiții de maximă transparență și obiectivitate. Sălile de concurs vor fi dotate cu camere video, astfel că încurajăm toți candidații doritori să vină cu cea mai mare încredere, să se înscrie pe aceste posturi. Potrivit managerului Elena Vișan, cel mai mare deficit de personal este pe secțiile de anestezie și terapie intensivă și la chirurgie. Următorul concurs, care va avea loc la Spitalul Județean, va fi pentru ocuparea posturilor de șef de secții.